Bună ziua, stimați prieteni, sunt Eugen și ne aflăm în studioul Junior TV, de unde vom transmite calde felicitări cu ocazia Zilei Internaționale a Femeilor. Cred că nu veți fi împotrivă dacă de la bun început o să-mi felicit colegile care se află alături de mine, Valeria și Andreea. Stimatele mele colegi, vă felicit din suflet cu această minunată sărbătoare. Vă doresc multă sănătate, spor și succese la învățătură. Totodată vă doresc mari realizări în domeniul artei și a televiziunii pentru copii. Îți mulțumim mult, Eugen, pentru felicitare. Și noi, la rândul său, ne aliniem felicitărilor lui Eugen și am vrea să le urăm doamnelor, domnișoarelor, mamelor, bunicuțelor, străbunicuțelor, cu această frumoasă sărbătoare, dorindu-vă sănătate, gingășie, să fiți iubite și să iubiți. Să fiți înconjurate doar de persoanele cu inimă mare și cu sufletul frumos. Folosindu-mă de moment, vreau să-mi felicit diriginta de clasă, doamna Nelly Talpalaru. Îi doresc multă sănătate, fericire, voie bună, să ne rabde, pentru că cu siguranță vom deveni oameni de valoare mare. Vă veți mândri cu noi. La mulți ani, doamna Nelly! Iar noi, Andreea și Valeria, am vrea să o felicităm pe doamna Ecaterina Florea, diriginta noastră de clasă, îi spune mulțumim pentru răbdare și îi dorim baftă, sănătate, bucurie în viață și toate visurile să îi se îndeplinească. Și nu în ultimul rând, o felicităm pe directoarea Liceului Teoretic Nicolae Iorga, doamna Valentina Iurco. Doamnă directoare, vă felicităm cu această sărbătoare, vă dorim multă sănătate și bucurie de la elevii din liceu. Cu respect, elevile din clasa 5A, Verdeș Andreea și Burduniu Valeria. Cea mai sfântă și scumpă ființă din viață este mama. Având ocazia, vreau să o felicit pe mama mea și să-i spun: dragă mamă, fie ca toate împlinirile frumoase, sănătatea și spiritul acestei zile să te însoțească pretutindeni. Fie ca primăvara iubirii să-ți inunde sufletul cu bucurie și cu parfumul florilor sale. Îți doresc un 8 martie cât mai plăcut. Te iubesc! Și eu tot o felicit pe măiculița mea, recitându-i o poezie din creația mea proprie. Mamă, ești o scumpă ființă, care nu vine din știință, ci din inimă și cu stimă. Doar cei ce n-au mamă sunt plini de sărăcie și lor le este inima pustie. La mulți ani, dragă mamă, te iubesc! Iar eu pe mămica mea la fel vreau să o felicit. Îi doresc numai bine, sănătate, să fie iubită și să iubească. Scumpa mea mamă, iar acum vreau să-ți dedic o poezie. Dragă mamă, dacă n-ai fi, dacă n-ai zâmbi, de n-ai exista, dacă n-ai cânta, nici viață n-ar fi, nici soare, nici vânt, nici prunci pe pământ, nici noapte, nici zi, nimic nu ar fi, fără tine să știi. La mulți ani, mămică dragă, te iubesc! Să nu uităm de bunicuțele și străbunicuțele noastre. Scumpele mele bunici, vă doresc multă fericire, bucurie și sănătate. Dar, în special, eu vreau să felicit pe bunica mea, care astăzi își sărbătorește ziua de naștere. Bunica Raia, îți doresc multă fericire, sănătate. Îți doresc ca visurile tale în această zi să se împlinească și să le ții cu tine în inimă totdeauna. La mulți ani, bunică, te iubesc! Ghiocei, ghiocei, firav, mici mititei, scoateți capul din zăpadă să vă lume dragă, pentru ea, la mulți ani! Eu, bunicuței mele, îi spun că o iubesc foarte tare și îi doresc ca toate visurile să îi se îndeplinească. Stimați prieteni, cu siguranță că felicitările care le-am făcut noi astăzi dirigintelor de clasă, directoarelor, mămicilor, bunicuțelor și străbunicuțelor, care cu succes se vor încadra în miilor și sutelor felicitări care vor aduce zâmbetul pe fețele tuturor doamnelor. Felicitări cu ocazia Zilei de 8 martie! Pa, pa!